Odată intrați în sărbătorile de iarnă, Moș Crăciun, cu sacul de daruri, a făcut popas și la instituțiile preșcolare din orașul Orhei. Printre primii de compania moșului, dar și de darurile mult așteptate, s-au bucurat picii de la grădinița numărul 4, Clopoțel. După săptămâni bune de pregătiri, ghidați de educatoare, copiii grupelor Puișorii și Luminițele s-au prezentat la sărbătoare în ipostaze a zeci de personaje din povești. Preț de aproape 3 ore, copiii din ambele grupe au încântat moșul cu recitaluri de poezie și cântece. Dar cu ce mai vine, Moș Crăciun? Cu cadouri vine, cu povești, de sărbători, dragii moșului, am de toate. Ce se întâmplă, Dumnezeu le știe. Și eu, un an cât a trecut, la copii m-am uitat ce au făcut, cum s-au purtat. Ei, și tare sunt bravo nepoței mei. Mă bucur de ei. Am învățat multe poezii, cântece și la n-am să vin, dar sper că o să fie cu minți așa cum a fost și anul ăsta. Copiii, părinții și educatorii spun că au avut o sărbătoare impresionantă. Surpriza de Moș Crăciun a fost super. Bine și foarte plăcut. Cadouri. Dulceri. Cadouri. Noi părinții astăzi cu mare plăcere am revenit în copilăria noastră și suntem pur și simplu bucuroși de manifestarea de astăzi, a fost foarte reușită. Tradițional, la sfârșit de decembrie, copiii, părinții se întâlnesc cu Moș Crăciun, se distrează, sărbătoresc împreună. De asemenea, întâlniri fascinante cu Moș Crăciun au avut parte toți cei 450 de copii de la grădinița Clopoțel. Nu a uitat moșul să le ducă daruri și copilașilor de la celelalte 6 grădinițe din oraș.